Închiderea școlilor pare să fi fost cea mai mare dovadă de nepăsare nu doar față de școală, ci în egală măsură față de sănătatea psihică a tuturor, elevi și părinți. Îndoiala, vinovăția și supra-solicitarea au fost doar câteva dintre emoțiile și stările cu care s-au confruntat majoritatea părinților în aceste timpuri. În ultimul an, nu doar că și-au adus acasă jobul și au renunțat la vacanțe și ieșiri în oraș, dar au devenit și educatori și profesori pentru copiii lor. De la ore de muzică mutate exclusiv în apartamentul de bloc până la îi ajuta să scrie primele litere în fața tabletei, școala online a fost o provocare serioasă pentru o categorie importantă de români părinți. Cum a fost perioada în care copiii au stat acasă? A fost o perioadă dificilă pentru întreaga familie, pentru că ei, învățați să socializeze, să meargă la grădiniță, la școală, simțeau nevoia să comunice cu colegii. Foarte greu. La cursurile online am făcut cu părinții, de asemenea au întâmpinat fel de fel de probleme, mai ales că se plictisesc după un anumit număr de minute pe care le stau acolo. Lucrurile se complică infinit la clasele mici, unde comunicarea profesor-elev are loc prin intermediul părintelui, iar părintele este la capătul puterilor, neștiind cum să gestioneze lucruri care depășesc timpul fizic pe care îl are la dispoziție. A făcut cu mama lor online, cu doamna învățătoare, că stă pe undeva pe aici printre loc. Cât de greu a fost pentru părinți acest lucru? Pentru mine a fost greu, că de vezi nu... Dacă n-am avut niciodată cele alea, dar fata, că fata mai tânără, mai s-a priceput ea de a făcut pentru copii. Dacă părinții nu au beneficiat de suport familial, social și flexibilitate din partea angajatorului, este evident că viața lor a suferit modificări mari și asta are efecte și în relația lor cu copiii. Și relația de cuplu poate fi afectată pe fondul lipsei de timp investit în acesta.